FC Argeș și Mioveni. Suntem pe stadionul Nicolae Dobrin, acolo unde de la această oră se termină fotbalul în județul Argeș. Suntem la derby de la Argeș, dacă vreți. Balon pentru puternicul Garita. Garita se întoarce, un dribling ca lui Garita. Garita puțin pe lângă bară. Prima mare ocazie a acestei partide vine în minutul 6. Șansa uriașă pentru gazde. Pasă spectaculoasă a lui Meza Coli. Se întoarce, levită foarte frumos pe Garuti. Garita și Garuti adversar la această fază. Un exterior al lui Meza Coli pentru al său. Călcâiul acestuia spectaculos la Dorian Bertrand, în care Dorian Bertrand cu un dribling pe exterior. Gol! Ce fază frumoasă! Ișfan reușește să marcheze. Exteriorul lui Meza Coli, aici al său cu un călcâi fabulos la Dorian Bertrand, care îl evită elegant pe Scarlatache, scoate mingea la 11 metri. Și să știți că n-a fost chiar cea mai ușoară execuție pentru Ișfan. Erau totuși vreo 4-5 jucători acolo în gura porții care puteau să devieze balonul. Un pic de noroc aici la pasa lui Dorian Bertrand. Lăsare pentru Garita. Garita scapă de Scarlatache. Lukaku de la Argeș. Cam așa a fost faza. În două săptămâni începe perioada de mercato. O să vedem dacă va rămâne el și cu Ișfan. Acolo este discuție. Ce demaraj! Om în vârstă, Scarlatache. 35 de ani împliniți. Camerunezul Garita. Meza Coli, mingea se oprește un pic în acel gazon, revine însă Meza Coli și este obligat să alerge aici. Mike Sestor ratează însă intercepția și este bară! Când ești mic și amărât, nici norocul nu ține cu tine. Meza Coli, șutul lui Meza Coli, spectaculos, vine Garita, fioros. Se recuperează încă un balon, va șuta. Oh! Din nou bulevard în defensiva Mioveniului. Puțin a lipsit să avem probabil golul etapei. Acest capitol, echipa lui Croitoru, Garita, atenție la această fază! Oh, Ișfan, câtă indolență! Câtă indolență din partea lui Ișfan! Ișfan, sunt multe echipe interesate. Nici împotriva Craiovei din etapa trecută nu l-am văzut făcând mare lucru. Vai, ce eroare! Ce eroare aici a lui Balaur! Ișfan a crezut că înscrie doar cu simpla lui prezență în fața lui Croitoru. 700.000 de euro. Alseus, pasa lui Alseus, șutul! Oh! Andal! Gol de campion, minutul 58. Fabulos! Și uite cum se complică situația, mai sunt vreo 35 de minute, mai e o grămadă de jucat din această partidă. Liviu Antal înscrie un gol de-a dreptul magnific. Câtă frustrare a pus în acea execuție Liviu Antal. A pierdut aici al Seus, fără preluare. L-a văzut cei drept și pe portarul Greab, ușor ieșit din poartă. Nici nu s-a uitat la poartă, a simțit ce trebuie să facă. Oh. Se vede mai bine aici. 21 de ani, Carnat, șutează într-un adversar. Vine o minge deviată care pică pe transversală. Este șutul lui Antal. Ce gol putea să iasă! Thank you.
Garita, puternicul Garita, un atac 2 contra 3, greu însă, pleacă de unul singur într-un duel cu Garuti. Garita scapă și vine șutul puternic al lui Ișvan, care se duce pe deasupra. În siguranță a dinamizat lucrurile. Minge pentru Coșereanu, șansă de gol, e gol! 2-2, revenire fantastică a Mioveniului, gol în minutul 90 plus 2. Garuti reușește să înscrie primul lui gol în acest sezon. Balon înălțat, erau mulți oameni în galben, respinge Sestor și mingea este ușor deviată. Nu-mi dă seama cine a deviat acolo, nu cumva este Dobrosavljević.